Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. Despre un eveniment care ne va marca anii și poate deceniile ce vin, discutăm astăzi, și anume despre ce urmează să se întâmple spre sfârșitul anului în Statele Unite, alegerile prezidențiale. Ne privește chestia asta direct și personal pe fiecare dintre noi, dată fiind poziția țării noastre aici unde este și ce se întâmplă prin vecini, știți, nu mai insist, că treaba cred că e oablă pentru toată lumea. Însă, există ceva ce cred că merită urmărit cu atenție și cu oarecare îngrijorare, vorba unui clasic în viață, și anume Curtea Supremă din Statele Unite de la Washington va studia cazul absolut istoric declanșat de decizia a două state din America, Colorado și Maine, de a-l scoate pe Donald Trump de la votul alegerilor primare. Că despre asta e vorba. De ce? Pentru că, știți foarte bine, există acuzațiile de trădare și insurecție împotriva Guvernului Statelor Unite și pentru această speță, prezența lui Trump va da un verdict valabil pentru întreg teritoriul Statelor Unite. Deci două din statele americane, ca să ne înțelegem un pic ce s-a întâmplat, prin curțile lor supreme au spus așa: acest individ nu se califică pentru a ocupa funcția supremă în Statele Unite. Au invocat un amendament al 14-lea, care a fost introdus după războiul civil din Statele Unite și care a încercat să limiteze, ceea ce e și normal, liderilor sudiști, secesioniști, la politica mare din Statele Unite. Cam despre asta e vorba și aici, adică nu poți, au considerat aceste organisme supreme de justiție, să devii președinte al Statelor Unite când tu ai contestat taman guvernul democratic ales și pe președintele democratic ales. Știți că în Statele Unite, prin regimul prezidențial, președintele este șeful guvernului, ca să ne înțelegem. Bun. Și atunci Curtea Supremă în februarie va începe deliberările pentru a îl exclude sau nu de pe întreg teritoriul național pe Trump de pe prezența la alegerile primare. Adică de a fi desemnat de Partidul Republican. Și aici miza este uriașă. Unii trumpiștii vor spune: cum, domnule, este o călcare în picioare a democrației? Adică oricine are dreptul să se prezinte în fața poporului și să fie ales. Nu trebuie să fii politolog, nici specialist în politică americană, nici istoric, nici nimic, să-ți dai seama că nu e așa. Tu nu poți, de exemplu, pentru a simplifica foarte mult lucrurile, dar pe înțelesul tuturor, să ceri să fii ales președinte al clubului filateliștilor din Făurei, când tu, de fapt, ai contestat toată filatelia din Făurei. Și ai făcut-o terci, praf și pulbere și acum, dintr-o dată, tu vrei să nu merge. Plus că acolo e infinit mai grav la Washington decât între filateliștii făureieni. Și chestia asta ne interesează foarte tare, pentru că nu e doar o chestiune de politică internă americană. Ăla cu răzmerița, cu asaltul asupra Capitolului, cu toată treaba aceea care este scârboasă de-a dreptul. Adică cum e posibil să faci așa ceva? Și după aceea să ai și pretenția, unu, să nu fii arestat, doi, să dorești să devii din nou președintele Statelor Unite, e ceva ce numai o minte de genul acesta poate concepe. Dar dincolo de aspectele politice interne americane, avem implicațiile internaționale, globale, care incumbă, da? Care se trag dintr-o eventuală alegere a lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite,
și anume toată relația transatlantică cu Europa Occidentală în special, cu NATO, desigur, incertitudinile rămânerii sau nu a Statelor Unite NATO, cu toate că acum Congresul a făcut mai dificilă scoaterea de către președinte a Statelor Unite din NATO, dar nu e imposibilă, trebuie majoritate calificată în Congres, aia la un moment dat ar putea o avea, și mai ales atitudinea față de Rusia putinistă, care Rusie putinistă, ciudat, nu, la fel ca rândul trecut, face pe dracu' un patru ca domnul Trump să iasă președinte. Tot ce-i stă în putință face Rusia putinistă. Oare de ce? Așa că îl simpatizează foarte tare? Că îi place freza portocalie a lui Trump, lui Putin în special? Bineînțeles că nu. E vorba de cu totul și cu totul altceva. Și e vorba de atitudinea față de Ucraina, e o atitudinea față de estul Europei, de flancul estic al NATO, atitudinea față de NATO, față de implicarea Statelor Unite în afacerile lumii, în Europa în special. Știm din secolul trecut și secolul acesta, iacătă, nu face excepție, că acest cordon ombilical transatlantic este fundamental pentru existența Occidentului. Știm asta din primul război mondial, aliații era cât pe ce să fie învinși de puterile centrale pe frontul de vest, și dacă n-ar fi fost telefonul președintelui Raymond Poincaré spre Washington, chemând ajutor și implorând ajutor american, nimeni nu știe cum s-ar fi încheiat de fapt primul război mondial. Să fim bineînțeles, Statele Unite intervenind în primul război mondial cu trupe pe uscat în Europa. De al doilea război mondial nu mai discut, că nu insist. E deja folclor. Deci, supraviețuirea civilizației occidentale, așa cum am cunoscut-o noi, s-a datorat intervenției americane și în primul război mondial și în al doilea război mondial. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat să fie câștigat puterile centrale, chiar dacă ele erau și ele occidentale, între ghilimele, dar știți ce vreau să spun, valori, chestii, etc. Da? Sau Germania nazistă în al doilea război mondial. Deci sunt lucruri pe care noi astăzi nu le-am putea concepe. Noi plecăm de la premisa că aceste puteri ale răului, fără ghilimele, dar mi-ați înțeles așa, au fost înfrânte pe drept cuvânt. Era firesc să fie înfrânte, pentru că altminteri n-am fi avut bunăstarea și valorile și tot ce vreți de după aceea. Da, pornim de la premisa asta. Dar victoria și asupra puterilor centrale a Antantei din primul război mondial și victoria aliaților împotriva Axei în al doilea război mondial n-ar fi fost cu putință deloc în ruptul capului fără intervenția americană. Ori astăzi, taman intervenția americană sau mai degrabă prezența americană e pusă sub semnul întrebării de o eventuală victorie a lui Trump. Numai că Curtea Supremă de la Washington nu e interesată de aceste aspecte, de astea suntem interesați noi. Curtea va fi interesată de un singur aspect. Poate un om, și aici se va vedea dacă va exista și o hotărâre definitivă, deci ăsta a vrut sau nu a vrut să răstoarne guvernul democratic ales al Statelor Unite? Toate indiciile de până acum spun clar că da, nu cred că există om care să mai tăgăduiască asta, fără putință de tăgadă. Și atunci trebuie făcută această legătură de incompatibilitate între un personaj care a îndemnat la asta și care personaj se vrea a fi șeful guvernului sau președinte al Statelor Unite, fiind același lucru, unul și același lucru. Eu trag nădejdea ca cei oameni, chiar dacă sunt numiți politic, chiar dacă există republican printre ei, chiar dacă, etc., etc., unii au fost numiți de Trump, în fine, își vor face datoria, treaba, datoria față de cine, nu față de cine a implantat într-o funcție, ci datoria față de lege. Și în special față de Constituția Statelor Unite. Acolo există amendamentul al 14-lea, de unde se poate face o inferență, da? O extindere
ăla se referea la persoanele din Confederație, dar motivele sunt aceleași. Persoanele acelea nu trebuiau să ajungă în funcții în noua democrație americană, în marea politică, pentru că ele puseseră sub semnul întrebării tocmai Uniunea, fiind secesioniști, oameni politici ai Confederației. Chestia asta este inacceptabilă, la fel de inacceptabilă cum este prezența lui Trump în niște alegeri care se vor a fi democratice. Cum să fii tu prezent în niște alegeri când data trecută, fiind perfect libere și democratice, tu le-ai contestat și ai îndemnat la răzmeriță și era la atâta să reușească oamenii aia să intre și să facă praf, au și intrat. Așa ceva a fost de neimaginat în Statele Unite, e fără precedent în deceniile multe pe care le știu eu din urmă și așa ceva trebuie cu tot efortul împiedicat să se mai întâmple. Nu doar spre sănătatea democrației americane, fără discuție adevărat, dar mai ales ceea ce ne interesează pe noi aici în Europa și în special în Estul Europei, cel mai mult spre sănătatea Alianței Nord-Atlantice și a noastră. Pentru că această prietenie suspectă între Trump și Putin pe mine mă neliniștește profund. De ce? N-are sens să mai explic, inclusiv prin faptul că eu totuși trăiesc aici, la mai puțin de 200 de kilometri de granița cu Ucraina. Și chestia asta, în acest context complex pe care am încercat să vi-l creionez doar în tușe groase, e adevărat, mie unuia îmi dă mult de gândit și sper și dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal, vă abonați la el, recomandați și altora să se aboneze. Mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, Facebook. Mulțumesc de asemenea că îl susțineți prin Patreon, PayPal și Revolut, ori funcția membrii canalului sau Supers, informații aici și sub imagine. Mulțumesc anticipat, a fost la microfon Cristian Ivaneș, toate bune și să auzim numai și numai de bine.